Am zis că o să continuăm în aceeași idee, în ideea de a discuta ce s-a întâmplat săptămâna trecută, săptămâna trecută, weekendul pe care tocmai l-am încheiat. Din punctul de vedere, trecută, da, da, din punctul de vedere al comportamentului social, cel puțin aici în București. Și l-am invitat din nou alături de noi pe Cosmin Andrica, președintele sindicatului Europol. Bine ai revenit! Bine m-am găsit! Bănuiam noi că va fi o relaxare așa, dar chiar... Am anticipat-o joi seara. Dar, sincer, nu ne gândeam că printre cei care, într-adevăr, știam că o să-și dorească o ieșire la un grătar așa, vor fi... Acum mă gândeam, știi, la proprietarul clubului ăla. Ce-a câștigat omul? Da, exact, asta, ce-a câștigat omul ăla? Mai mult decât orice alt proprietar de club din această perioadă. În ziua aia. În ziua aia. Da, dar chiar în halul ăsta. Dar ceilalți proprietari de cluburi sunt proști? Da. Adică a fost o chestie de șmecherie? Adică poți să zici că e cazul Spartacus? Adică care e mai șmecherie? În România acum totul este o chestie de șmecherie. Cred că da. Cred că putem face chiar o analogie, pentru că până la urmă, chiar dacă dincolo vorbim de o comunitate, să zicem unde educația sau știu eu, stilul de viață este specific, iată că și în acest anturaj al oamenilor de afaceri, al antreprenorilor, găsim astfel de personaje ca și Spartacus. Și ăia care s-au dus să pună micul pe grătar. Exact. Sau Spartacus, care se iasă cu... Exact. Și mai ales că au început de la o sticluță de suc. De statut social, asta da. Au început de la o sticluță de suc, la cocktailuri, la întinde două mese, patru mese, șase mese cheamă și de a strige 200 de oameni și de a pune și muzică, exact. Ok, repet, poate avea o logică în ideea în care deschiderea teraselor și a locurilor din aer liber este mai logică decât deschiderea în momentul ăsta, mai logică decât deschiderea spațiilor indoor. Clar. Aici poți să îl înțelegi pe omul ăla. Da, domne, nu e atât de periculos precum o înghesuială la Carrefour sau la mai știu ce, orice alt supermarket. Da, dacă s-a dat lege... Dacă e lege, exact, pentru că toți adică, care au terase își doreau... Da, îi înțeleg pe toți proprietarii de terasă când spun, domne, nu cred că noi trebuia să rămânem închiși. Sau am mai văzut cel puțin alte terase, știu eu, care erau închise și serveau doar la geam, puneau cumva în niște locuri cu o distanță de 1,5 metri și la un moment dat, dacă se termină, nu mai serveau pe ceilalți, pentru că știau că vor rămâne acolo. Și atunci au spus, când se eliberează un loc, putem să vă servim. Asta e o brăilă românească, dar e ok. Adică, cât de cât e așa mai decent. Da, exact, mai decent. Nu chem că în momentul în care ai chemat DJ-ul și ăla face hai mă, ce drag. Hărmălaie. Normal că stânge lumea măcar de curiozitate. Bă, ce-o fi acolo? Dar nu suntem proști, mă. Asta mă enervează. Probabil că s-au bazat și pe ce au auzit în toate acele zile înaintea weekendului, că nu există. Da, aici lege. Din nou vorbim de un haos, apropo de faptul că joi seara discutam de curiozitatea colegilor mei care ascultau la radio primele informații cu privire la măsurile care vor fi luate. Și iată că instituțiile statului ne-au lăsat fără niște instrumente juridice prin care noi, teoretic, să putem preveni răspândirea coronavirusului. Și am văzut că transferul acesta, că acum îi spune așa frumos, transferul ăsta de responsabilitate din partea autorităților către cetățean. Deși a fost întotdeauna responsabilitatea cetățeanului, nu? Cu alte cuvinte, ce să mai vorbim despre siguranța noastră? Că eu dacă sunt responsabil ca cetățean, și am văzut multe poziții sănătoase ale unor oameni care spuneau, dacă eu respect regulile, ce siguranță mai mi oferă statul că cel care nu le respectă va fi sub o formă sau alta tras la răspundere în așa fel încât să nu mai reprezintă o pericol pentru mine. Îi se anulează și amenzile. Exact. Repet, printre ăștia sunt exact acei șmecheri care au dat cu tifla unor oameni care au luat în serios toată treaba asta și s-au comportat extrem de responsabil. Acum, exact. Anularea a priori a acestor amenzi, mie mi se... Deși eu nu sunt, eu mă cert... Și cred că știi de la colegii tăi, mă cer cu poliția până oraș, parte în parte. Nu sunt în niciun caz adeptul unui stat polițienesc sau a măsurilor coercitive, dar acum, când unii au făcut niște eforturi, iar alții au micționat pe ele, ca să spunem într-un termen mai elevat, și cu câteva zile înainte de expirarea perioadei, sunt iertați, păi atunci, bă, ies și eu ca cetățean care am suportat și m-am adaptat atât cât am putut și cât... mi-a permis și mie că a trebuit să venim la muncă, mă rog, și cumva în casă, dar motivat. Data viitoare ieși eu și dau cu bombardeaua, dau cu artificii, dau cu
ketchup-ul polițiști, că oricum și o să mă... mai ales că a rămas acum în mentalul comunității că s-ar putea ca și această lege să fie neconstituțională din... Păi acum, din momentul ăsta, nu? Da, de luni. Dar nu este că e trecută prin Parlament. Este trecută prin Parlament. Într-adevăr, respectă toate rigorile pentru care Curtea Constituțională a stabilit neconstituționalitatea celorlalte prevederi. Deci acum polițiștii pot recupera ce au pierdut în... Nu știu dacă pot recupera, că pentru că... Până legea cealaltă, deci să fim atenți. Până la urmă resimt și ei acest efort de două luni de zile în care au legitimat probabil milioane de persoane, pentru că au fost milioane de persoane, dacă ne raportăm la bazele de date, au oprit sute de mii de mașini și înainte cu câteva zile de expirare a perioadei stării de urgență... Nu știu dacă vorbeam în direct când s-a dat neconstituționalitatea acestei măsuri. Din momentul ăla, niciun polițist, cel puțin în ce am văzut eu și mergeam destul de mult prin oraș, niciun polițist nu mai oprea mașini, nu mai dădea amenzi. Adică parcă a fost un spirit de frondă. Până la urmă, care e mesajul? Bă, exact, vă bate joc, că noi am muncit două luni, mă rog. Să revenim la... Nu mai contează ce a fost. Dar în același timp, dacă îmi permiți, să știi că am văzut o chestie, i-a oprit pe unii oameni, în afara localității, care depășeau limita de viteză cu foarte puțin, în mod normal poate nu i-ar fi oprit. A, păi da, înțelegi? Trebuiau să recupereze faptul. Înțelegi? Probabil pe alcool, pe viteză. Da, repet, ce a fost, a fost. Ce va fi, va fi mai serios, nu? Adică amenziile nu vor mai fi declarate neconstituționale. Avem 32 de sancțiuni care sunt sancționate cu amenzi între 500 de lei și 15.000 de lei, quantum maxim, atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice. De data aceasta, prevederile sunt foarte clare, prevăzute, stabilite în lege. Printre acestea, într-adevăr, cu titlul de noutate față de discuția inițială, regăsim diminuarea numărului de 16 persoane pentru evenimentele private la 8 persoane. Pentru toate evenimentele private, deci indiferent că vorbim de nuntă, botez, înmormântare sau zi de naștere. Nu, din ce am înțeles de la Nuna Arafat, înțeleg că doar pentru cele care se fac pe proprietăți, celelalte rămân la 16. A zis că o să, noi am văzut, că o să le reglementeze mâine. Rămâne de văzut. În momentul de față, în hotărârea de guvern, avem 8 persoane, limita pentru petrecerile private în spații închise. Deci nu face distinție între nuntă, botez sau zi de naștere. Așa am înțeles eu, cel puțin, s-auzea și destul de sacadat. Nu, așa a zis, așa am înțeles și eu, da, 16 botez, botezuri, nu știu ce. Cele din, pe proprietăți private înseamnă să rămână la 8. Înseamnă că probabil au în vedere să reglementeze sau să diferențieze acest lucru. Exact, le vor diferenția, probabil. Dar în acest moment avem, conform hotărârii de guvern, 8 persoane pe trecerile private. Da. Indiferent de natural. Nu mai mult de 3 pe stradă. Nu mai mult de 3 pe stradă în grupuri pietonale care nu aparțin aceleași familii. Cât e amenda dacă mergi? Dacă te mergi 3 și te întâlnești cu un prieten și te salută în 2 minute. Exact în momentul ăla pică poliția pe capul tău. Ții la 1,5 metri. Ah, ok. Te întâlnești cu al treilea, ca să nu se formeze grupul. Ca să nu se formeze grupul. Adică sunt niște chestii de bun simț, ca să spun așa. Da, mă gândeam că na, ceasul rău. Merg 3 prieteni să întâlnesc cu al patrulea, să opresc 2 minute de vorbă. Acum dacă al patrulea cumva te ia în brațe când vede echipa pe patrulea de poliție ca să... Ăla nu ți-e prieten. Da. Ăla nu ți-e prieten. Mamă, cât rău poți să faci în rândul prietenilor tăi, să-i urmărești pe stradă, să-i îmbrățișezi. Până la urmă, orice reglementare are doza ei de risc. Vorbeam în pauză. Te lasă 8 în, într-o petrecere privată în apartament. În apartament. Păi ăia 8 care nu sunt în familia ta. Merg la o petrecere, la rândul lor se întâlnesc cu alți 8, cu alți 8, cu alți, deci ai într-o dată. Deci tu ai toată șansa să-ți aduci cu ăia 8 acasă vreo 250, de fapt, invizibili. Evident, evident. Deci nu știu acum... Dacă eu mă duc la 4 petreceri de câte 7 persoane, eu fiind al 8-lea... Tu ai venit cu 25. Eu m-am întâlnit exact, m-am întâlnit cu o grămadă de oameni doar în vinerea aia. Păi dacă am și sâmbătă și duminică, adică mi se pare ciudat, asta nu înțeleg eu. De ce? De ce? Am mai văzut acea hartă, acea pâlnie a modului de răspândire a virusului de la o persoană la alte 10 persoane, la sute, la 10.000 și tot așa. Adică este impresionant. Chiar am văzut în urmă cu o săptămână un cetățean din, dacă nu mă înșel, din Seul, a mers în 6 cluburi într-o noapte. Da, da, era mai veche. Da, a infectat, nu știu cât. De vreo 2 săptămâni. Când au aplicat măsurile câteva mii. Exact, când au aplicat ei măsurile de relaxare și apoi am impresia că au revenit la unele mai dure. Exact. Pentru că ei și au fost nevoiți foarte... chiar prin intermediul telefonilor mobile să identifice prin interceptări, să vadă câte persoane au fost în... Ei au această posibilitate. Nu că noi n-am avea-o, dar la noi se distrează doar cei care ascultă în sinea lor. Dar în Coreea, da, au posibilitatea, există aplicații, vezi în orice moment care este numărul infectărilor din zona respectivă. La ei nu mai există scandalul ăsta cu drepturile omului și libertățile, nu. Da. Acolo pun mai presus viața omului și sigur că este o discuție în acest sens.
Până la urmă am văzut astea sunt lărâs, adică ei ne urmăresc și cu cuptorul cu microunde și ne pune noi problema că ne bagă chip acum 5G. 5G, da. Da, da, da. Și s-ar putea să-ți dea somn știu, când ești la meeting. Tot ce facem, că suntem atât de proști încât ne punem viața pe toate rețelele de socializare. Și am mai văzut că și hoții s-au prins și ne urmăresc și sparg casele când ești plecat și ți-arăți cum te distrezi tu în Marbella. Adică mă îndoiesc că un stat care vrea să știe ce faci, nu știe. Când deja ai cardurile cu tine... Mă, ce dracu, dar bombardierii fac live pe Facebook. Dar ăsta e al șaselea deget, adică exact, nu mai... Apropo de bombardieri, avem o veste tristă. Se pare că Spartacus, împreună cu cei șase viteji, n-au reușit să convingă procurorul și au fost trimiși în judecată, în continuare în stare de arest. Au fost și între puținele cazuri chiar ieșite din comun în perioada aia. Adică să zicem că poate... Și apreciăm că totuși au fost operative, adică nu n-a fost tergiversat foarte mult dosarul, s-au făcut verificările într-un timp foarte scurt și avem și consecințele, adică aviz amatorilor care doresc cumva să-i... Da, sau care doresc măcar puțin un grăunte de creier în cap să aibă, să nu mai pună lucrurile alea, dar probabil că nu interesează sau vor să sfideze. Nu le mai puneți pe net. Pe Facebook și pe Instagram. Clar e treabă de sfidare. Dacă vrei să faci o panoramă de asta, ai șanse mai mari să nu te prindă dacă nu te dai mare cu ea. Acum îi învăț și eu niște tipuri ilegale. Da. Ori, probabil, mi-e greu să cred că nu le-a trecut în cap așa ceva. Bă, dacă punem live pe Facebook, o să ne dea ăia după mecle. Păi, poliția. Dacă nu te lauzi, nu le faci. Da, dar e clar că probabil că au făcut-o ca să arate că sunt barosani. Da. Evident. Deci, o întâlnire cu mai mult de 3 va fi sancționată fără nicio problemă. Da, cu amendă între 500 de lei și 2500 de lei, având posibilitatea de a achita jumătate din cuantumul stabilit de polițist în 15 zile. Da. Declarațiile de la o localitate la alta, dacă nu le are omul la el și se apucă și o scrie... La fel, atunci... avem aceeași sancțiune între 500 și 2500 de lei. Acum, eu mă îndoiesc că vom avea situații pentru că... Poți să o scrii de mână. Excepțiile sunt destul de multe și acoperă cam toată paleta de nevoi pe care le-am putea avea pe durata stării de alertă. Mă îndoiesc să fie corect, situația. Corect, că și eu am citit alea, nu prea văd unde să nu te încadrezi. Adică chiar la ce punct poți să mergi te... la activități recreative, sport, pescuit, exact. Alpinism, drumeție, poți să mergi proprietate, în orice familie. Deci la plecările familie. Din oraș, puține șanse să luăm amendă, doar dacă mergem prea repede sau beți. La volan. Sau, mă rog, încălcăm regulile. Asta rămân din oficiu, că am mai avut pe durata stării de urgență situații în care au fost găsiți conducători autobăuți și au fost stupefiați, crezând că s-au suspendat celelalte legi. Dacă avem acum o lege, o altă lege pe durata stării de urgență și de ce îi se întocmește dosar penal dacă a băut la volan, că până la urmă doar nu reprezintă niciun risc. Doar sub influența COVID-ului acum este o infracțiune. Atât. Exact, ceva de genul acesta. Deci nu, rămân în la ce ar trebui să mai fie România? Atenție în perioada următoare. Poate că săracii au scăpări, nu știu, masca, ok, se amendează dacă nu te prinde, dacă te prinde. Masca, la fel, în spațiile închise aici, vorbim în special despre magazine, locul de muncă, în multe spații în care, știu eu, lucrez cu, sau întâlnești persoane pe care nu le cunoști, adică nu ai un istoric cu ele și atunci sigur că riscul este destul de mare și se sancționează acest lucru. E dubios. Pe noi ne sancționează? Că iară mă arunc singur cu capul. Dar e o discuție în televiziune, în toate televiziunile. Da. Pe noi ne sancționează. Este o discuție, din punctul nostru de vedere, dacă nu există o sesizare, nu este un cetățean nemulțumit că el poartă mască și alții pe lângă el nu poartă mască, teoretic nu avem o faptă. Pentru că același lucru se întâmplă nu, dar și eu vreau să înțeleagă că nu vreau să fac meserilor în care îți folosești fața. Fața nu, importantă. Sunt pentru... mulți care o să zic că, bă, eu sunt șmecher, nu port mască. Nu, eu am aici. Dovadă că dacă e nevoie, o pun. O pun oricând din momentul în care m-am ridicat de la masa asta. Dar s-ar putea să fim un exemplu prost. Da, nu noi distanță, aici, toate televiziunile. Da, noi oameni. Suntem, dar lumea s-ar putea să înțeleagă, domne, și aia sunt la muncă, și aia sunt în spațiu închis. Eu de ce să port la fabrică? Este într-adevăr adică o polemică, mai ales că pe durata stării de urgență nu a fost obligatorie purtarea măștii și totuși în momentul în care ne relaxăm, o purtăm. Exact. Sunt, într-adevăr, niște polemici pe care aici vor fi, s-ar putea convins să fie că specialiștii le-au analizat și au avut aici ceva aici în vedere. Aici ar putea să avem niște situații în care unii să fie amendați, alții să zică, domne, uite că alții n-au fost amendați, să fie date în judecată, să fie contestate amenziile. Este evident că există nu... și dovada, iau o înregistrare de la orice televiziune și arată, uite, domne, eu i-am dat televizor în spațiu închis, nu au mască. De ce m-ați amendat? Repet, este vorba despre momentul în care o persoană se simte lezată de faptul că el poartă mască și se simte în pericol pentru faptul că
persoanele din jurul lui într-un spațiu închis nu poartă mască și cumva există riscul de infectare. Dar da, în situația în care nu avem persoane lezate, n-ar avea de ce să-și dea cineva cu părerea de ce... Nu știu. Am înțeles. Alte situații mai delicate? Alte situații delicate, teoretic, nu mai avem. Parcurile au fost deschise, atenție la spațiile de joacă, pentru că am observat și, deși nu au fost aplicate contravenții, părinții au fugit imediat cu copiii în spațiile de joacă pentru copii care sunt închise. Asta zic, sunt deschise? Sunt închise, nu sunt parcurile deschise, dar spațiile de joacă din parcuri sunt închise. Special amenajate pentru copii sunt închise. Da. Și de asemenea, sigur, tentația aceasta de a participa la diverse întruniri, fie că vorbim de întruniri religioase, dar am văzut că, cel puțin din acest punct de vedere, instituțiile de cult și-au luat măsuri suplimentare și chiar am văzut acum, duminică, au respectat întocmai toate prevederile și recomandările impuse. Să nu mai avem situații, știu eu, ca și parcul Herăstrău, adică... Bine, acolo, chiar și într-un vid legislativ, cum a fost cel din weekend, înțeleg că li s-a ridicat autorizația de funcționare pentru terasă, pentru că ei funcționau ca pentru take-away, pentru terasă. Da. Da, e o suspendare limitată, când se vor deschide, o să revină. Până la urmă, acum te pui cu topurul pe ei. Rămâne o chestie de bun simț și jenantă față de ceilalți colegi de competitori în această afacere care se numește Horeca. Deci, în principiu, dacă suntem cât de cât zdraveni la cap și nu vrem să fim șmecheri pe neți, n-ar trebui să luăm amenzi în perioada asta. Exact. Adică nu e făcut nimic cu șpârlă, cu ștangă, cu stai că te prinde, cum stătea poliția cu radarul pitită după colț. Nu există niciun fel de interpretare în sensul ăsta. Nu umblă polițiștii, să nu înțeleagă cineva că acum umblă polițiștii prin mall-uri să caute persoane fără mască sau, știu eu, prin metrou. Se merge foarte mult pe prevenție.